Avem un nou cățel și e atât de scump. Pentru cei ce vă întrebați, dar Drupi? Drupi unde e? Ce s-a întâmplat cu el? Drupi nu mai e. Vă las în descriere videoul în care am vorbit pe larg despre cum a plecat dintre noi. Hai să intrăm direct în subiect. Plecăm la un drum de 4 ore de casă după noul cățel. Doide! O cheamă? Nu vorbim despre asta. Nu vorbim cum o cheamă. Ce se vede în depărtare? Cluj! Este Cluj! Dar de ce am venit noi la Cluj iarăși pentru a doua oară în mai puțin de o săptămână? Stai! Trebuie să vă lăsăm pe voi să ghiciți. Deja știu, oamenii au dat click, tati, au văzut și poza cu cățelușa noastră. Bun, dragilor, suntem la Cluj. Am aici un șofer personal pentru că eu trebuie să și filmez, să și pun GoPro, să fac și cu drona, să vă arăt și niște filmări. Facem echipă. În premieră, da, echipa mea. Ne-am trezit la 6 dimineața pentru asta. Copiii foarte cântați, nu contează că am dormit cum am dormit puțin. Eu cred că abia așteptați să vedeți filmările cum s-a născut cățelușa noastră. Numele nu vi-l zicem încă, pentru că vreau să vă zicem cu ce seamănă ca după aia să ghiciți voi. Dacă da. Iepurașii noștri au numele de măslină, cârnăcior și puflete, vă gândiți ce nume vom avea la cățel, nu? Hai să vă zic eu. Nu, că e secret. Nu, zice, e secret. Vă las un pic. Până număr rană o să... Dați un mare like și subscribe și la fel și să ghici 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acum vă zic numele. Nu zice numele. Bun, haideți să vă arătăm cum arată părinții. Pe tată îl cheamă Messi și pe mamă o cheamă Bella. Ia uitați aici. Messi. Bun, acum sunteți gata pentru ceva mai horror? Este momentul nașterii. O să-ți fie rău? N-ai treabă? Amza, tu? Ce păreri? Vrei să vezi? Vreau! Trebuie să spunem ceva foarte, foarte important. Cățelușul nostru este născut deodată cu Amza, adică pe 30 mai. Wow! O susține ziua deodată cu Amza. Da, asta e foarte tare! Deja arată rău. Ia să vă zic. Îi linge toată ziama aia. Ia. Știi că așa e bine, se fac ca să poți să respire. Ți-e rău? Spune geamurile. Da, ți-e rău de la mașină sau ți-e rău de la ce vezi? De la ambele. Scarlet, și tu o să naști într-o zi. De nu o să-i ling. Dar de ce îi linge toată ziama, tata? Păi așa ai curăță, tati, pe ei. Și bia? Copii, vreți să mâncați? Da. Bun, hai să mâncăm Hai să mâncăm un pic. Ne oprim undeva, să mâncăm rapid și de preferat sănătos. Ne oprim la mall, oricum trebuie să mergem să luăm niște chestii pentru cățel. Din astea, un coșuleț, ceva, știi, jucărioare, chestii. Eu zic să mergem să mâncăm la Select Box. Mă așteptam. Este o variantă foarte sănătoasă și foarte bună la gust. Adică voi știți că mie îmi place mâncare, adică le-am cu gusturile, credeți-mă. Și foarte rapid. Aveți aici cel mai mare fan Salad Box, Melissa Mateș, da? Să notați acolo fan number one. Că sunt cea mai mare fan pentru că și când era la școală și toți ne-am comandat de mâncare, eu mi-am luat Salad Box tot și-o la Mac. Deci da, este acum o nouă aplicație cum putem să comandăm acum până ajungem la mall și după aia când mergem la mall direct numai o blom. Tehnologic vorbind, este funcția de click and collect. Adică tu dai comandă în aplicație și sari linia, nu mai trebuie să stai la coadă. Și eu știu, tata, că tu ești așa mai cu carnetul. Carnetul. Să fie mai consistentă mâncarea. Păi normal, tata, sunt bărbat, ce să facem? Eu știu ce o să-mi iau, că mi-au de obicei, mi-au salată Caesar, știu că sunt basic, dar e foarte bună. Deci, efectiv, mie îmi place, are gust foarte bun, e light, e foarte bună. Hai, Mel, dă comandă. Aici și pe aplicație puteți să faceți să băgați și un coment. De exemplu, eu vreau fără castraveți. Dragilor, vă las un link în descriere ca să puteți să descărcați și voi aplicația și să știți că Salad Box are ofertă fie
fiecare om primește un desert gratis. Așa că mergeți să descărcați aplicația, vă lăsăm un link în descriere și la comandă acolo, la click and collect, o să puteți să vă alegeți desertul. Ce înseamnă gratis? Fără bani. Exact, fără bani. Păi pentru mine te rog să-mi comanzi tu. Eu am zis că eu vreau să fie hummus, e preferatul meu hummus și să aibă și pui. Eu vreau supă cremă. Oh, mama, supă cremă de dovleac clăcintar. Vrei limonadă? Da. Da. Eu vreau limonadă. Scrieți în comentarii cum se zice, limonadă sau limonăz. Gata. Deci până ajungem la mall e gata și e perfect. Am și economisit timp. Ok, deci am ajuns, sunt foarte excited, mi-a atât de foame, n-aveți idee. Și știu că nu mai mergem acolo direct, deci eu și mai trebuie să mai așteptăm la coadă, nu mai trebuie să mai așteptăm nimic. Comele, plus... skip the line. Da, exact, skip the line, direct. Încă o chestie importantă, având aplicația, poți beneficia și de oferte sau de vouchere și de reduceri, pe lângă posibilitatea de comandă prin click and collect. Pentru cei care se uită la televizor și nu au dat click în linkul de descriere, scoateți telefoanele și scanați QR code-ul ăsta ca să puteți downloada aplicația și să vă luați desertul gratis. Hai! Hai la masă! Mulțumesc pentru această mâncare, Domnule, mulțumesc, Doamne! Amin! Hai, Mel, hai lângă mine, că vreau și eu să gust de la tine. Da, e foarte bună. Deci limonada ta e foarte bună. Deci mi-am comandat o salată Caesar, foarte bună. Și o limonadă. Pare bun. Eu mi-am dat o rep. Eu am comandat supă cremă și simt cât de fresh este. Miroase... Fix de ce aveam nevoie acum. Bineînțeles că și el mănâncă. Și mă bucur pentru că știu că este sănătos. Aici este avocado cu brânzică, cu pui, cu legume, dovlecel, extraordinar. Și ce mă bucur foarte mult este că mâncarea sunt niște și foarte sănătoasă. Asta e faza, că de asta îmi cumpăr în primul rând care gust bun, să zicem. Dar și motivul perfect, foarte important este că simt că am grijă de corpul meu, decât să aleg alte, alte variante de fast food cu prăjeli, cu ulei, cu chestii de genul. Ai poți să iei mâncare fresh și care chiar are și gust. Și aș adăuga eu ceva. Dacă încep de acum, de la vârsta asta, cu obiceiuri sănătoase, când o să fii matură, nu o să trebuiască să te lupți să îți întreții niște pofte din astea pe care le-ai alimentat când erai mic. Știi, pofte nesănătoase, la asta ne referim. Cel mai important lucru este să ne gândim, să ne și hrănim, nu doar să mâncăm, să fim mâncați și să nu ne fie foame. Și e foarte, e o versiune foarte bună pentru mâncarea rapidă, dar sănătoasă. Măi, tu mănânci din toate farfuriile, da. Este o apă foarte bună de la Salad Box. E bună, e naturală, toate mâncărurile de la Salad Box sunt bune și naturale. Și are grijă de corpul tău. Bravo, iubitule. Noi râdem, glumim acum. Dar cumva, obiceiurile pe care le plantăm în viața lor ca și adulți vor da roade mai târziu, știi? Nu, eu am zis așa cumva. Bravo, dar mei, e sigur. Bravo, da? Adică vedeți ce fică educată avem? Cum credeți că a ajuns așa de bine? Ia, hai. Fiecare cu părția lui. Asta e desertul gratuit pe care îl primești dacă îți comanzi prin aplicație și comanzi de la click and collect. Și este fără zahăr, să știți. Desert fără zahăr, dacă mai e și bun, e, e clar. Wow, e super bun, e super fresh. E super! Mamă, ce bun se pare! Îți place, iubitul? Și uite, asta se întâmplă când venim la mall, facem și poze. Mulțumim că ne urmăriți și vă uitați la noi și dați și subscribe și like și așa mai departe. Wow, uitați, yeah. Un spray de corp, să miroase bine. Spray da. De corp? Da. Și un șampon, tot care mi-a ajuns bine. Deci e fetiță, atâta trebuie să știți. Da. Apoi un parfum de corp. Super drăguț și miroase extra. Miroase puțin a bunii, dar florale. Și spray-ul de corp, vine să mă dau atâta de bine miroase, a piersici. Avem o neînțelegere. Eu vreau să iau o lesă din ad pentru că am vrut corp. Eu aș zice să-i luăm asta. Da. Aceeași glumă fac și am zis. Zice să-i luăm centură pentru o mașină, nu? Atâta mai ne trebuie să-i luăm centură la câine pentru mașină. Come on. Uite cu tot corpul. Eu aș zice să nu facem niște cheltuieli din astea necugetate. Să luăm doar ce avem nevoie astăzi. Și după aia, pe măsură ce să-l cunoaștem, o să vedem și ce nevoie avem. Cremă de corp. Cremă. Spray de, nu știu. Nu. Hai să-i luăm doar un coșuleț și niște pampers din ăștia, da. Cumva. Și niște absorbante din alea de pipi. Și parfum. Și parfum, da. Poate râgâie și... Aici e tărâmul pe care îl căutam. Ăsta e. Mamă, mi-e
convinge ca să se joace cu mine fotbal. Poate și eu să-i drăguțină. Nu, nu-i drăguțină. Vreau să-l iau cu mine la plimbare. Îl iei cu lesă. Dar eu să vreau să-l iau cu mine în Brașov la o cafeluță cu fetele. Ce-i asta? Asta-i nas de porc. Iox. Băios. Iox. Și mănâncă? Da. Uite acolo. Cum să fie nas de porc? Uscat? Da, uite. Băi, ia-l, ia-l, ia-l. Iac. Ce scârbos. Iac. Chiar pute. Hai să luăm papuci. Nu mai pot, mi-e rău acum. Aolo. Da, unul. Ce să le-a? Ăștia sunt. Urechi de... Urechi de iepuraș. Tata. Noi îi dăm proaspăt. Tata, nu fac glume din astea. Da. Luăm Pampers pentru că atunci când o să-l transportăm să n-avem problema că facem mașină. Și atunci ai punem Pampers. Pipi face 3. din 5 minute. Dar tu de unde că, știi? Că au văzut că am mică și nu multe, m-am interesat. Că nu vrei noi doi să dormim cu cățelul? Și eu zic la fel. O să vedeți că îl fur. Da, a început... Nu, tata! Nu, tata, serio! Ia vorbiți ca la Cluj, că ăsta nu știe limba română, știe doar limba română de la Cluj. No, serios! Nu, așa e, no, serios! Exact! Mamă, Melissa, ce bună ai fost! E normal! Facem o numărătoare inversă? Până ajungem? Haideți, numărați cu noi când ajungem la 3. Vă și abonați la canal. Mulțumim! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Yay! Ce drăguț! L-am văzut! Ne pare rău, dar ne-am schimbat decizia și... Te iubești tu! Asta e. Problema este că nu mai putem să avem un câine mare. Drupi a fost ultimul câine mare pe care l-am avut. Haideți să mergem. De la puța, din greșeală. De la puța. Uau, e mămica. Ce faci? Știu de mult timp. Ce faci? Ea este mămica, da? O, dar ce faci? Doar atât de mic crește. Da, credeam că dar mai mare. Doar atât de mare. Credeai că o să fie mai mare de atât? Nu vă să cred! Nu că e frumos! E perfect! Ce drăguță ești! Ce zici? E perfect! Pentru două luni mi se pare măricică! Mi se pare perfectă tot. Se uită la frățior și la mămică. Vreau știi? Ți-te? Ia uite-o. E frumoasă? Bun, acum haideți să vă zicem numele. Eu vă zic. Zi, doamza, o să o cheme? Cum o să o cheme? Crispy. O să o cheme Crispy. Numele mic și de familie Crispy Strips. Strips. De ce? Pentru că seamănă cu un Crispy Strips de la KFC. Crispy. Și e și faină așa, crunchy. Parcă sună bine. Cățelușa, bine ai venit în familia noastră, Crispy. O să te luăm cu noi cu rulota, o să te luăm la plimbare. Să te iau cu fetele. Da, fetele. Deci asta este rasa Cavapoo. Este o combinație dintre cavalier și poodle. Și combinația asta așa face că nu îi cade părul. Are caracterul cumva din partea aia de cavalier, dar are chestia asta că la poodle nu îi cade părul. E un crossbreed foarte fain. Deci nu este o corcitură, este un crossbreed.
Acum are 2 luni. Amza și cu Crispy o să își serbeze ziua în aceea zi. Are pe piept așa alb. Uite și are și alb aici puțin. Dacă vreți și voi informații despre rasă, despre frații lui Crispy, despre verișori, da, o să vă lăsăm detaliile în descriere. De unde am luat noi, este de aici, din Cluj. Rasa asta, să zicem, este o rasă destul de rară, atât în România cât și în general. Cluj Cavapu este un breed designer, dar nu-ți imagina că este o canisă din aia cu 70 de femele și niște oameni chitiți făcut bani. Sunt o familie, noi din primăvară cumva am discutat cu ei să vedem când o să facă o femelă pui și să ne primim și noi unul. Deci răbdare dacă vă doriți și voi. Mai petreci, auzi, că te las să mai petreci cu familia. Ia uite. Atingeți-vă ce creție. El este Messi, tatăl. Wow. Mamă, ce creție. Mamă, parcă se joacă fotbal. E Messi. O avem pe Bella, mami, și l-avem pe Messi, pe tata. Ea este jumate cavalier, jumate poodle. El este poodle. Și acum Crispy, cățelușa noastră, o să fie Cavapu de generația a doua. Ia uite. Poză de familie. Crispy strips. Hai că deja miroase a parfumul tău. Bă, da, tata e greu. Lucrez la sală cu el, e foarte greu. Și el e tuns. Păi ei, dacă nu-i tuns, li se înfoaie părul pe ele numai. Ce-mi place. Dacă vrei, la și-l faci afro, da. Cum vrei. Vrem să-l facem ca o biluță, când vine să fie o biluță. Poți să faci orice cu, o să vezi. Îmi place așa. Am luat și pe el. Poți să țin mai frumos. Oleu, ce greu e! Mai de unde ce greu e, eu fac mușchi! Mă, e greu! Nu are niște mușchi! E greu! Foarte fain, tata! Trebuie să-i facem și noi din asta, da. În care să gravăm numărul de telefon și numele. Privirea lui foarte blânduță, ei, că tot e lui, îmi vine să zic. E un Crispy blând, care nu-i spice. O să-ți placă în familie la noi. O să ai parte de multă, multă aventură. Uite, se pregătește. Ai reușit. Cât e greu? E greu? Ce-mi place de ea. Nu fac așa ceva de obicei, să știi. Nici pe Amza nu lasă să-mi atingă față. Te alezi? Da, pe față. Băi, ce drăguță e. E super, Crispy. Și i-ar plăcea și lui Drupi de ea. Te punem un Pampers. Vrei să te ajut? Bă. Asta este o joacă, înțelegeți? Nu, deci nu ar trebui neapărat. Nu este o utilitate, o necesitate, este o joacă. Stă confortabil, zic eu. Da, dragilor, familia s-a mărit! Ea este Crispy, cățelușa noastră dragă, Cavapu, un crossbreed, adică o încrucișare de 2 rase. Crispy, ce frumoasă ești! Câte bucurii o să ne aduci! Îți mulțumim că te-ai uitat până la final! Nu uita de subscribe, de like și ne vedem curând la un nou vlog! Pa, pa! Deja, n-avem!